Primele premii pentru medaliații de la Olimpiadă au fost date. Pentru fiecare medalie cucerită, Fundația Țiriac a oferit câte o mașină în valoare de aproximativ 50.000 de euro, dar și o medalie de aur. David Popovici a câștigat două medalii, iar astfel a plecat acasă cu două automobile noi. După festivitatea organizată de către omul de afaceri, alte vești bune au venit din partea conducerii clubului Dinamo. În va fi premiat și de către clubul din București, la care este legitimat, după cum a anunțat chiar președintele Ionuț Popa. În acest moment, conform legislației, așteptăm ca Guvernul României, prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român, să premieze sportivii și antrenorii și colectivele tehnice. Noi vom înainta o adresă către COSR pentru a ne spune cu ce sumă au fost premiați fiecare și, conform legislației, noi putem acorda până la 50% din acea sumă. Putem să dăm între 1% și 50%, nici nu există discuții la sportiv va fi 50% din sumă. Restul, în funcție de bugetul pe care îl vom avea, avem doi ani să efectuăm aceste premieri, dar nu vom periclita bugetul clubului pe anul în curs pentru a îl destabiliza. Prima dată ne ocupăm de sportivi. Cred că se învârt premiile clubului nostru în jurul a 2 milioane de euro, a declarat Ionuț Popa pentru GSP Live. România a obținut 9 medalii la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, 3 de aur, 4 de argint și 2 de bronz. Clubul sportiv Dinamo a avut cea mai constantă contribuție cu 7 medalii. 3 medalii de aur au fost câștigate de către cei de la Clubul Dinamo prin David Popovici, 200 de metri liber. Marian Enache, Canotaj, Dublu Vâsle, Maria Lehaci, Amalia Bereș, Ancuța Bodnar, Roxana Angel, Victoria Petranu, la Canotaj 8 plus 1. Trei medalii de argint prin Ancuța Bodnar, la Canotaj, Dublu Vâsle, Ionela Cosmiu, Canotaj, Dublu Vâsle, categorie ușoară și Roxana Angel, Canotaj, Dublu Rame. Și una de bronz, care i-a revenit tot lui David Popovici la propa de 100 de metri liber la natație. Olimpiada de la Paris, care a reprezentat ediția cu numărul 33, s-a încheiat pe data data de 11 august